Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să jucăm așa de relaxare, electrician simulator. Și o să facem și o promovare canalului Oleg Vlad Gaming. O să fac și niște conturi de mega cu voi. Cine nu știe de mega, e un super site. Și astăzi o să remediem o problemă făcută, o să remediem o problemă sau o greșeală făcută în circuitul scărilor, da, scărilor care duc în pifniță. Salutăm Cora Pepsi Kiki, cățelușilor Delea și Alex. Salutăm Oleg Vlad Gaming, Danielu Reparații, Danielu Unboxing, da? Tutoriale Video IT, Homemade Diverse, HMD. Și cam toți prietenii mei de pe YouTube. Sper să mă auziți ok. Am făcut schimbare de microfon. Nu mai am căștile alea care pârâie și cârâie și fac ca toate alea. Am niște căști de gaming acum. Cu microfon zic eu ok. Dacă mai suflu, îmi cer scuze. Îmi ia impuritățile, de exemplu, la litera P. Îmi ia impuritățile foarte mult microfonul ăsta, dar mai bine e să-mi iau un pic impuritățile și să mă auziți cum suflu decât să cări și să pârâi și să nu înțelegeți absolut nimic din ceea ce spun. Greșeala făcută de mine e în felul următor. Se aprinde, da? Uite, în momentul când apăsta asta nu se aprinde, nu am curent aici, ci se aprinde becul doar în momentul când E, vedeți? Asta a fost greșeala mea făcută fără să-mi dau seama.
Și o să trebuiască să schimbăm firele astea de sus. Da? Ăsta să-l schimbăm. Ăsta să-l facem, să-l punem aici. Da? Și ăsta l-alt aici. Ca să avem fază în ambele taste. Deci aici și aici. E, vedeți? Acum chiar dacă nu am bec, în momentul când îl ating, îmi spune că m-am curentat și că se lasă fuzibilul jos. Așa, am să-l opresc. Atunci când montați lămpile, nu-i nevoie să lăsați jos fuzibilul. Siguranța generală, da? Și să vă spun de ce am pus acolo întrerupător dublu. Hai că vă spun. Pivnița, da? Deci când intru aici, în această pivniță, vreau să știu că voi aprinde odată scările pentru a mă a vedea pe unde merg și a nu mă împiedica. Și vreau să știu că voi aprinde tot locul ăsta, da? De afară și nu voi mai pune întrerupătoare prin pe aici să stric pereții. Îl aprind de afară, da? De la ușa de acolo. Vin, îmi iau ce am de luat, pac, după aia îl sting. Tot de afară. Haideți să luăm lămpi și să le montăm. Haideți să luăm lămpi și să le montăm. Închid ușa pentru a fi cât mai întuneric. Și am să închid eu și lanterna. Acestea sunt niște neuroane inteligente. Le se pot schimba culoarea, dar eu le prefer pe alb. Ca să bată mai tare, le trebuie dat un reset. Ca să bată mai tare, le trebuie dat un reset, după cum spuneam. Ia uitați. Bun, acum o să trebuiască să pun lămpi peste tot. Va trebui acum să lăsăm fuzibilul jos, în siguranță
automată jos, nu știu ce am cu fuzibile. Să ne aprindem lanternuța și să continuăm să montăm lămpi. O să vreau să pun de aici în jos lămpi până pe undeva pe aici, pe scară, ca să fiu sigur că nu mai pun cum puneam înainte veiozii și lămpi, veiozii și lămpi din alea de podea, ca să pot lumina. Încerc să le pun cât mai drept. Așa, am revenit. Trebuie să mai luăm tipuri din astea de lămpi, lămpi din astea de perete. Să cam luăm mai multe, că o să avem nevoie de ele. Așa.
legăm astfel în paralel, cât să facem un circuit de iluminat, că după circuitul ăsta va pleca tot iluminat, acesta va fi circuitul de scară, da, pentru scările pivniței, da, și după aceea va mai fi încă o parte de iluminat pentru toată pivnița. Nu știu cum o să trec cu cablu, dar o să încerc. Voi pune pauză până o să pun toate lămpile. Am revenit, am montat toate lămpile, aproape toate, cum am. Cam așa o să arate la final. Nu am lanterna aprinsă, n-am nimic. Așa o să arate la final. O să fie lămpi și în zona asta montate. Le-am săgeata. O să facem să fie cam toți pereții. Doar o lampă. Știi, pe pereți să fie doar lemn montat. Le montez și pe alte și revin. Așa va arăta cu toate lămpile, aproape toate lămpile montate. Da? Încă nu se vede bine aici, dar o să facem să fie bine. O să fie super ok. Haideți să-i facem promovarea domnului Oleg Vlad și am să-l las pe el, da? Să se descrie, dar mai întâi să dau alt F4. Am să vă arăt și ce jocuri joacă, dar mai întâi am să îl las un pic pe Vlad să își descrie canalul și am să vă spun și eu câte puțin despre el. Îl salut și pe tutoriale video IT, Delia și Alex, canalul Audiotech. Da, am să las puțin pe Vlad să se... Care Aceasta este canalul. Da, Oleg Vlad Gaming. Revin imediat. Da, am revenit. Am să-l las un pic pe Vlad să se să-și descrie canalul. Dacă îl mai și găsesc, videoclipul lui de promo. Da, uite aici. Salutare, stimați prieteni, numele meu este Alex Vlad. Acesta este noul meu canal de YouTube. Și m-am inspirat după anumiți gameri, cum au făcut live-ul. Și am încercat să fac și eu și voi încerca să fac în continuare să-mi prezint și eu canalul meu de YouTube și sper să avem un mare succes pe viitor. Știu că va fi dificil, va fi greu la început, la mulți youtuberi a fost greu la început. Dar am trecut cu bine. Vă mulțumesc și sper să fiți alături de mine tot timpul. Pentru început.
Și acum ca să... Da, aici Vlad era cu mine în apel. Iar la început. Haideți să vă arăt un pic și ce tipuri de jocuri joacă. Să-l las un pic să-l Bun, iau. bine. Îmi iau așa. Vlad, am să-ți... Asta este... După cum ți-am promis, îți fac o promovare. cabina mea. Salutare, prieteni! Bine ați venit! Salutare, stimați abonați! Astăzi vom încerca un joc nou. Nou, nu se poate spune. Dar că nou pe comunitatea mea. Se numește My Recycling Center. Am aprobat o singură dată jocul, mi s-a părut drăguț. Încercăm să punem un nume aici. Internet. Introduce un nume. Asta este cabina mea unde cabana de plăpumioară, aceea e birou. Aici vin diverse mașini, diverse mașini în care va recicla gunoaie, începând de la saci și așa mai departe, sticle, și asta vedeți pe parcurs. Mobilă. Așa începe. Deci luăm acest ghiuno. E un canal destul de drăguț. El mai și glumește, mai și o dă și pe glume, o dă și pe moldovenești. Dacă l-auziți vorbi moldovenești, vă... Deci, ei râdeți pe burtă, e simpatic foc. La moldovenește, i-am făcut eu aici una, două, trei clipuri, patru de fapt, scuze, joacă și FC24, sniperul, deci vedeți toate tipurile de jocuri ce le joacă el. De ce să nu recunosc? Are unitate mai bună ca a mea. De-aia poate și juca jocuri mai performante, dar nu e nicio problemă. Haideți și cu el la o abonare, că nu strică. Să verific un pic și sunetul. Vlad, ți-am promis că o să îți fac o promovare. O să vorbesc cu Delia și Alex ca să mai facem o promovare. Mi-am dat un pic gain mai tare, sper să nu vă supere.
ca să mă auziți cum trebuie. O să vorbesc un pic, o să vorbesc cu Delia și Alex azi, o să vorbesc și cu Daniel, Danielul Reparații, pe care îl salut pe această cale. O să îi dau și lui canalul tău, Vlade. Poate o să te promovezi și el, am să-l rog să te promovezi și el. O să facem să fie bine. Ok, prieteni, până la un viitor video ne mai auzim. Sper, dați-mi și mie un feedback, dați-mi și mie, lăsați-mi un comentariu despre faptul cum mă aud cu noile căști de gaming. Dar eu sper că mă aud mult mai bine decât mă auzeam cu alea vechi, care interferau, buzeiau și nu mă auzeați ce spun. Le am și pe alea, le folosesc la laptop, dar pe unitate o să le folosesc pe astea. Ok, prieteni, până la un viitor video ne mai auzim.